Hei, bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță și la tot ce mai frumos. Și să vedem care e trebușoara astăzi din partea spiritului și ce anume vrea să vă anunțe. Piciorul în prag, gata, frate, că m-am săturat. Game over. S-a terminat șmecheria, nu există șansă de împăcare, nu există șansă de, reabilitarea acestei situații. Înțelege odată și simt cum cineva parcă ridică tonul și spune gata, dar chiar nu înțelegi, gata, s-a terminat ceva, s-a terminat. Ok, și nu are șanse de nu există șanse de împăcare sau, mă rog, de remediere a situației. Ia să vedem ce avem noi aici. Ok, și vedem luna, emoții, foarte multe emoții pot ieși la suprafață astăzi, în momentul în care poate se spune pentru a nu știu câta oară treaba asta cu terminatul. Changes and new beginnings, da? Schimbări și noi începuturi. Cineva înțelege că nu mai vrea, sufletul tău poate nu mai vrea o anumită situație și va trebui să spui sus și tare lucrul acesta, că ar putea unii din jurul tău să nu înțeleagă din prima ce anume îți dorești tu cu adevărat. Important este că tu îți dorești lucrul acesta. La fel de bine pot apărea niște schimbări pe parte sufletească în ceea ce te privește, da? Cu luna vorbim și despre subconștient, poate și acolo se schimbă niște programe, Doamne ajută, inshallah, să mă utimbi. Hai să vedem care sunt și punctele cheie pentru astăzi, da. Mă hotărăsc să am grijă de mine, mă hotărăsc să îmi aloc mai mult timp decât am făcut până acum și voi arăta compasiune față de mine. Iată, cineva este în gânduri, cineva s-a izolat și stă și se gândește și se gândește, dar nu vorbește, îmi zice spiritul, nu știu, poate fi cineva născut în perioada aceasta de toamnă, în anotimpul de toamnă. La fel de bine, spiritul îmi spune, ok, te-ai gândit suficient, ai analizat suficient, vine momentul să eliberezi ceva care, nu știu, se opune sau nu are legătură cu iubirea și compasiunea față de propria ta persoană. Vine momentul, poftim, da, toamnă, iarnă, o evoluție firească a lucrurilor, dar vine momentul să renaști. Vine momentul să ai parte de o nouă viață și vei ajunge acolo prin iubire și compasiune față de tine. Transformare, ia că energia lui Pluto, energia Scorpionului, transformare profundă la nivel de credințe, la nivel de suflet, ceea ce este absolut fantastic. Să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună. Ce anume are ea de spus astăzi? Draga ea de Doamnă Lună, ai încredere în visurile tale, ai încredere în tine, ești la început de drum, lucruri încep să se manifeste, dar manifestele din punctul acela de iubire și compasiune față de tine și ai să vezi diferența. Bun, da, numai puțin, că uite așa, v-am mai spus eu îmi văd de treabă că sunt om muncitor și lumea mă caută. Lasă mă caute, mor găsi ei până la urmă. Bun, hai să vedem de unde și vrea tot de aici. Ok, haide să vedem de aici ce alte mesaje vrea să mai aducă spiritul pentru astăzi. Opa, mamă, ce s-o grăbit. Ok. Truth be told, fie că un adevăr va ieși la suprafață, fie că tu vei lăsa măștile pe care le-ai construit până acum, alea aurite, frumoase, ca să îi împace pe toată lumea și să fie bine și să nu fie rău. Și ai să spui și ce, ia, F this shit, da? Că eu sunt cine vreau să fiu cu adevărat și am ajuns la concluzia că mă iubesc exact așa cum sunt. Ok, foarte bine. La fel de bine poate să fie și cineva care vrea să spună ceea ce simte vis-a-vis de voi. Poate să fie cineva în săgetător cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în săgetător, conform numărului 14 de acolo, care reprezintă temperanța, sau cineva care a așteptat destul timp, zice el, să spună ceea ce simte. Nu știu. No place like home. Da, nicăieri nu este ca acasă. Poate cineva vine să spună că alături de voi sau când se gândește la voi, cartea gândurilor, mă rog, s-a stupat acolo, simte acel sentiment de acasă, de stabilitate, de s-a întors energia masculină pentru moment.
niște daruri, niște cadouri s-ar putea să vină către voi, ok? Poate cineva n-ați face un cadou pentru, trebuie să spun casă nouă, nu o să fie în toate cazurile, să ne înțelegem. Binecuvântări vin către tine, primește-le, îți spune spiritul, ia că te poate numărul 22, e important pentru voi pentru că tot clipocește acolo. Primește aceste binecuvântări. În momentul în care tu începi să te alegi pe tine, în momentul în care nu mai stai, nu te mai bălăcărești în energii care nu ți aduc onoare, cinste și fericire, lucrurile încep să se întâmple. Deep knowing, ascultă-ți intuiția, tu înăuntru, în interiorul tău știi foarte bine ce anume e bun pentru tine, știi foarte bine încotro trebuie să te îndrepți, știi foarte bine ce anume ai de făcut și la fel de bine poate știi foarte bine ce simte cineva pentru tine, dar aștept să-ți spună lucrul ăsta, uite-l sau uite-o, nu știu, admiratorul secret, da, la rădăcina pachetului, da, și iacă-te. Vine momentul să spună ceea ce simte. Am văzut, v-am spus, s-a întors energia masculină, vedem și energia feminină aici, așa că așteptați-vă, nu știu dacă neapărat azi, dar în zilele ce urmează, să cineva să ia legătura cu voi și să mă, băi, știi ce, uite, gata, frate, spun ceea ce simt, asta este. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină către voi, dragii mei. Ok, ia să vedem, da, cineva căruia a fost teamă să spună ceea ce simte că pentru voi găsește până la urmă curajul să vină, mamă, dar câtă teamă, câtă frică de a spune ceea ce simte, sau poate sunteți voi, nu știu, dar cineva își dorește noi începuturi sau poate chiar o familie alături de voi, își dorește stabilitate, da, își dorește căsătorie cu zecele de monede, vedem aici. Nu știu, acum dacă vă dă și un dar atât de mare cu zecele de monede, poate vă face cadou o casă, da? Foarte bine. Pass it on. Wow! Și roata norocului. Lucrurile se schimbă. Eu ce v-am spus, mă, oameni buni? În momentul în care tu te țuci pe tine, pe frunte, de drag ce-ți ești, da? Se schimbă lucrurile în viața ta de numai. Vin binecuvântările, vine roata norocului, vine zecele de monede, vin lucruri foarte frumoase. Dă-ți voie să te deschizi și să primești lucrurile acestea. Nu te mai uita în trecut, că văd unii dintre voi încă mai stați acolo în energia trecutului cu șaptele de monede și tot amânați primirea acestei energii. Nu o mai amâna. Vezi ce faci, da, cu maimuțele. Asta e cartea maimuțelor, așa am să o numesc, cartea maimuțelor. Și anume cinciul de săbii. Găsesc tot felul de motive de a nu mă mișca de pe loc. Găsesc tot felul de motive de a nu spune da, opa, unui drum care se deschide în fața mea. Sau de a primi o persoană care călătorește către mine. Termină cu prosile și primește această persoană pentru că aici energia arată foarte bine. Bun, hai să vedem și din Cupid Deck. Ce alte mesaje vor să mai vină? Da, cineva asta foarte mult pe gânduri. Când așa, nu știa ce să hotărască, până la urmă se hotărăște să lase în urmă ceva și să înceapă ceva nou alături de tine. Of, Doamne, aici am spune spiritul este energia voastră. Dragii mei, unii dintre voi ați trecut prin niște treburi legate de falsitate. Probabil ați și pierdut niște chestii și pe partea emoțională și pe partea financiară, să ne înțelegem. Da, când vine vorba despre iubire, n-are legătură cu ceea ce vine către voi. Scuze, nu are legătură. Norocul se schimbă când vine vorba despre iubire. Vedem binecuvântările, vedem cartea, roata norocului. Aici e teama ta de a începe ceva nou. Dacă o să fie cu măști ca la început, dacă o să fie, nu știu cum, ai grijă ce gândești, ai grijă la maimuțele alea, le-am văzut mai devreme. Spiritul îți spune nu, nu ai de ce să te temi, este un câștig garantat. Of, Doamne! Și da, cineva dorește stabilitate alături de tine. Hai să vedem și din partea amorului Gheboș, care-i trebușoara pentru astăzi. Ați văzut ce frumos a așezat acolo? Oh, da. E, dragoste neîmpărtășită, de asta ați avut parte. Ori voi, ori această persoană de este teamă să se apropie de voi, dar până la urmă găsește curajul să facă lucrul acesta. Poate să fie și cineva din trecut care vrea să se apropie și am văzut noi săptămâna asta că este o energie într-un fel care face niște valuri.
Healing family issues, vindecarea relațiilor de familie. Poate să fie și cineva din trecut, în unele cazuri, care vrea să vindece ceva, să schimbe ceva acolo. Ascultă-ți intuiția în cazul acesta. Hai să vedem și mesajul din partea îngerilor și între timp gândiți-vă voi la o întrebare. Vine Maia de data asta, care vorbește despre a învăța niște lucruri importante sau poate să ivește ocazia să începeți ceva nou, să învățați, să studiați ceva nou. Este spre binele vostru, vă spune, fără doar și poate, pentru că veți pune ceea ce ați învățat în aplicare și va fi foarte util. Hai să vedem și care sunt răspunsurile pentru astăzi, răspunsul 1, 2 sau 3. Ia să vedem despre ce este vorba. Aștept să puneți întrebarea, că simt că mai este nevoie de ceva timp. Ok. Nu, sunt prea multe. Hai să vedem răspunsul numărul 1 pentru voi, dragii mei. Within the next few weeks, în următoarele câteva săptămâni, este răspunsul pentru tine sau această persoană va veni în următoarele câteva săptămâni. Răspunsul numărul 2 este succes. Succes, victorie, reușită. Și dacă vorbim de noile începuturi cu cartea, familie, acolo, n-ai de ce să te temi. Dacă e o energie care nu te-a rănit, cine știe. Ok, și răspunsul numărul 3, ajutor din partea celor din jurul tău. Sunt oameni în jurul tău care te vor ajuta, așa că nu-ți face probleme. Dragii mei, acestea sunt mesajele. Have a glorious day. Ciao, ciao!